Bună seara! Înapoi la argument, din această seară este pentru mine o emisiune foarte specială, întrucât îl are ca invitat pe un om pe care l-am cunoscut când eram pe băncile facultății, când făceam laboratorul de atomică, un om care atunci era foarte apropiat de studenți, care de atunci nu a încetat nicio clipă să fie și mai apropiat de studenți, a cărui energie mi s-a părut stranie în lumea aceea mohorâtă în care trăiam, care energie nu a încetat de atunci să crească. Este vorba de profesorul Mircea Rusu, pe care îl salut, îl îmbrățișez. Mulțumesc pentru invitație și e o surpriză extraordinară. Și nu știu cum, dragă Mircea, pentru că m-a invitat imediat să te tutuiesc, lucru pentru care îți mulțumesc. Nu încetez nicio clipă să mă mir care este sursa energiei tale. Și am răspunsul. Răspunsul este următorul. Există pe lumea asta niște făpturi spirituale pe care noi nu le vedem și care sunt gândurile. Gândurile astea au fost gândite de oameni, au fost puse sub forma operelor în libertate și noi putem intra în contact cu ele. Există și o interpretare platonistă care spune că aceste gânduri există pur și simplu ca idei. Fapt este că atunci când intrăm în contact cu ele, căpătăm o energie extrem de pură și practic infinită, care este a acelei idei, a acelui gând. Puțini oameni au harul de a intra în contact nemijlocit cu aceste rezervoare de energie. Am avut acest gând atunci când te-am cunoscut în facultate. Ne-am mai văzut de câteva ori de atunci. M-a frapat mereu prospețimea energiei tale. Este singura explicație. Ești în contact cu acele gânduri. Acum, aș vrea să spui câteva cuvinte despre preocupările tale. În această emisiune vreau în mod didactic, dar în modul feynmanian pe care îl stăpânești tu, să vorbim despre noua paradigmă în știință care este ilustrată de științele complexității. Dar spune-mi ce cursuri predai acum. Păi, în primul rând, acum predau cursuri de plăcere, cum s-ar zice, pentru că am ieșit la pensie și așa că continui cursurile, pentru că n-am cum să nu continui cursurile. Țin un curs de astrofizică cu toți studenții de la Facultatea de Fizică care doresc să vină, din anul 1 până în anul 5, lucru care îl fac de 20 de ani. Pot urmări și cei din anul 1? Absolut, absolut. Deci și matematica? Pentru că, nu, cursurile nu sunt cursuri tehnice. Cursurile tehnice sunt printre bucățele, adică atunci când este o problemă tehnică, atunci intrăm în tehnică. Și atunci începem ca și cursurile acelea care fai mai bine, cum spuneai tu, de la abecedar. Adică dacă vreau să ajung într-o jumătate de oră până la o anumită mărime, noțiune care este complicată, atunci plecăm de la bun început cu lucrurile cele mai simple posibile ca să te ducă încetul cu încetul până acolo. Fiecare profesor crede că tu știi și el nu începe dinainte, pentru că nu știe ce știe și dar nici nu încearcă să vadă ce știe. Și în consecință, cel mai bun lucru este să începi de la lucrurile cele mai simple, să mergi ușor, pas cu pas și ajungi la lucrurile foarte complicate. Bondi are o carte, un stat de discuție între care și despre erori și așa mai departe, gravitație, în care spune că el ar da un premiu Nobel pentru acea lucrare care ar fi capabilă să explice teoria relativității de la început din grădiniță. Adică la nivel de grădiniță să o faci accesibilă. Exact. Adică, iarăși, majoritatea lumii care face fizică consideră că fizica trebuie să fie făcută cu formule. Dar îmi vine să spun că lucrul e posibil, pentru că cine a citit articolul din 1905 al lui Einstein știe că matematica de acolo este elementară. Exact. Și că totul este briliantul punct de vedere. Exact, exact. Există analogiile pe care noi le facem, pe care le avem în mod curent și de foarte multe ori când mă duc la curs și vreau ca să fac ceva, vin cu un filmuleț de 5 minute, 10 minute, care îl plonează și care îl aduce pe om într-o anumită stare care să-i permită lui după aceea să recepționeze celelalte pentru că îi se deschide partea emoțională, să zicem așa. E un acces mult mai direct către el. Dacă încep cu formule și cu relații și așa mai departe, acolo rămâi. Cum intri, așa și ieși. Dar eu zic că ora și
discuția cu ceilalți trebuie să fie exact ca la biserică. În momentul când ai intrat la biserică, ești alt om. În momentul când ai ieșit de acolo, ești alt om. Dacă reușești să faci astfel încât studenții să intre la curs niște oameni și când au terminat să iasă alți oameni, atunci înseamnă că a fost ok. Dacă mă gândesc la anii facultății mele, aș spune că profesorii care predau cursuri, spre deosebire de asistenți, unii care intrau în contact cu studenții, tu ai fost unul dintre ei. Aici vreau să-l omagez pe Tudor Marian, care a fost asistentul grupei mele la toate cursurile de teorie. Am fost ultima serie care a apucat cursul de mecanică cuantică al profesorului Țițeica. Da. Și temeul a fost Tudor Marian, a fost asistentul lui la toate cursurile. Ne-a ținut inclusiv seminarul de statistică, al cărui profesor titular era profesorul Ciobanu. Da. Și îl omagez și pe el, a fost un profesor foarte apropiat de noi ca asistent. Da. Dar mulți dintre profesori ilustrau foarte bine formalismul și nu insistau deloc pe aspectul feynmanian al fizicii, adică capacitatea de a introduce fizica împreună cu problematizarea cea mai stringentă și pe un fond afectiv, cum ai spus foarte bine adineori. Știi ce cred? Cred că este, după părerea mea cu toate, eu n-am dreptul să judec, este o dificultate a școlii românești de fizică care a pornit și a mers înainte foarte puternic pe fizică teoretică. Încât toată lumea care a urmat după Țițeica și cei care au fost în domeniul fizicii teoretice au simțit că fizica serioasă trebuie făcută neapărat cu un formalism matematic extraordinar și asta, într-adevăr, mă rog, așa cum se spune în bancurile, domnule, este extraordinar, formidabil, a scris acolo atât de lung, nu înțeleg nimica, dar e formidabil. Adică îți ia ochii din punctul ăsta de vedere. Pe de altă parte, în momentul în care vrei ca să te apropii de o realitate, nu în sensul palpabilă, ci realitatea pe care noi o simțim sau pe care, prin care, să zicem, prin contiguitate putem să mergem până la noțiunea respectivă, trece prin niște aproximații, analogii și așa mai departe, care pentru un om care este foarte, foarte atent la chestia asta, nu sunt valabile. Dar nu este adevărat, pentru că toată omenirea așa a învățat. Am ajuns aici, la mecanică cuantică, la tot ce vrei, făcând toate analogiile, toate greșelile, toate prostiile și așa mai departe. În mic, noi putem să facem această chestiune chiar când începem din școală cu ei. Deci dacă mă pot apropia de ei, eu am o imagine, acum sar de la una alta. Procesul de învățământ este ca și cum ai avea așa, ai un șoricel și ai un cașcaval și legi cașcavalul cu o sforicică și îl pui în față, șoricelul vine către și tu tragi de el. Dacă tragi prea repede, dispare cașcavalul și șoricelul nu mai știe ce să facă. Dacă îl tragi prea încet, îl mănâncă și iarăși s-a terminat. Deci trebuie să existe o artă. A trage cașcavalul încetul cu încetul pe măsura în care acest feedback să fie astfel încât omul să poată să meargă mai departe. Dar nu-l pierd nicicum. Ori acest lucru presupune nu să spui tu, ci să spui ce este nevoie. Deci nu să iasă în evidență că tu știi sau nu știi sau că tu te-ai gândit să faci cu tare sau cu tare. De multe ori nu reușesc să termin ceea ce vreau să fac. Dar nu asta este important, pentru că pe lângă cunoștințe mai există o atmosferă și o structură de idei care trebuie cunoscută. Când îmi spune mie și îmi scrie, aveam probleme la examen pe vremuri, acum se dă cu scris, dar înainte era, discutam și plecam de dimineață la examen și veneam seara pe la 12. Așa era. Așa, pentru că aveam răbdare să-i ascult pe toți, numai că atunci când scriu o formulă acolo și întreb și bun, dar de ce ai scris-o? Păi, deci, de ce sens are să scrii o formulă dacă nu știi de ce o scrii? Deci întâi discutăm despre ce e vorba și după aia vedem, e nevoie sau nu e nevoie de formulă? Tipul ăsta de predare ți-a asigurat admirația tenace a multor generații de studenți și vreau să evoc aici o întâlnire pe care am avut-o la un concert de jazz la Muzeul Țăranului Român. M-am așezat cu fiul meu la o masă și rămăseseră două scaune libere, iar o pereche, el și ea, doi tineri, stăteau în fund pe jos. Și i-am invitat să ia loc pe scaun, ei au venit, m-au mulțumit așa și mi-au spus, domnul Patapievici, n-ați vrea să faceți o emisiune cu profesorul nostru? Cine? Mircea Rusu. Mircea Rusu e profesorul vostru? Și mi-au povestit cum vin ei la al doilea curs pe care îl predai acum și pe care nu l-a evocat
după cel de astrofizică, cursul de dinamica sistemelor neliniare. Da. Adică cursul de complexitate, nu? Exact. E, vreau să ne spui ce mai e și asta. Păi, în primul rând, cred că... Iau ca un profesor care ține cașcavalul în mână, în așa fel încât și oricelul da. Ascultător... Da, am înțeles, am înțeles. Eu cred că problema ar putea să fie ca un preambul arătat în sensul următor. Când faci fizica la școală, nu știi cum să fugi mai repede de la ora de fizică pentru că nu înțelegi nici ce să spune, nici ce sens are. Acum, bineînțeles că există profesori foarte buni, dar vorbești cu niște oameni care nu înțeleg de ce au nevoie de toate lucrurile astea. De foarte multe ori există această întrebare, de ce e nevoie să fac și cu tare și cu tare și cu tare. E greu de înțeles de la început și atunci, într-un fel oarecare, cer oamenilor pe cât posibil ca să aibă un pic de răbdare până ajungi la momentul în care înțelege fiecare despre ce este vorba. Așa am fost eu cu lucrurile din natură și cu lucrurile pe care le-am făcut. Am lucrat în tot felul de direcții și probabil că asta a fost legată și de faptul că mie îmi place fizica, îmi place să înțeleg lucrurile și dacă un lucru îl clarificam și mai departe, nu mai aveam răbdare cu el, mergeam, fugeam și mă alături. Și așa am început cu fizica atomică și nucleară, când am terminat facultatea, după aceea am trecut în probleme de procese atomice, după aia la fizica solidului, ce se întâmplă cu atomii în interiorul unui solid. Am ajuns cu un grup în domeniul substanțelor amorfe, care înseamnă o dezordine în sistem, dar care stă, asta este amorf, sticla și așa mai departe. Și atunci, abia atunci a început, deci asta a fost în 1970, așa ceva, atunci a început să ivească o problemă. Problema care s-a evit este de ce anumite substanțe care n-au motiv să stea frumos în timp, stau totuși frumos în timp. Cum e sticla? Găsim sticlă și din evul mediu și așa mai departe, cu toate că știm că este o stare de neechilibru toată structura respectivă. Și atunci a apărut o idee care a început să devină importantă. Ce înseamnă, de fapt, stabilitate? Stabilitate. Vorbim de echilibru, vorbim de cutaneu, dar ce înseamnă stabil? Stabilitatea este asta. Când o pun pe suprafața aceasta, ea este stabilă. Oare? Dacă o pun așa, nu mai este. Nu. Deci stabilitatea este dacă îi dau un brânci și el se întoarce. Atunci el este stabil. Deci stabilitatea este o măsură a capacității sistemului de a reveni. De a reveni la starea reveni. Din care exact, ai scos-o. Exact, exact. E, sticla asta nu revine. Deci există sisteme care noi presupunem că toate sistemele revin. Las un lucru, cade. Las un pendul, îl desfac, începe să meargă și până la urmă se oprește la centru. Deci avem din continuu impresia că există o finalitate a acestui lucru. Deci să termine undeva. Echilibru. Încălzesc că ăsta are 70 de grade, să zicem așa, și după aia ajunge treptat până la temperatura camerei. În cât timp? Cât timp? Infinit. Pentru că asta este o scădere exponențială care tinde la infinit. Deci nu ajunge niciodată. Deci niciodată nu e la echilibru. Și atunci se naște ideea, există oare sau nu există sisteme care nu ajung la echilibru. Și am zis, e foarte greu de găsit unul ăsta. Nu, există sisteme care sunt întreținute să fie departe de echilibru. Noi. Organismele vii. Toate structurile astea vii sunt sisteme departe de echilibru. Dacă le las să ajungă în echilibru, ajungem în mormânt. Oale și ulcele. De acord? Așa. Deci, cu alte cuvinte, s-a observat pe parcurs și eu am încercat de acolo, am început să înțeleg că ceva nu e în regulă cu înțelegerea acestei fizici care presupune totdeauna existența unui echilibru către care tinde ca când faci definiția temperaturii, două corpuri când te apropie, una se răcește, cealaltă se încălzește, până ajung... Temperatură comună. Exact. Cât timp le trebuie? Teoretic le trebuie infinit. Practic, totdeauna mă opresc undeva pentru că pot să pun mâna pe ele, pot să zic că gata, în limita erorilor de măsurătoare, nu știu ce. Dar teoretic, principial, conceptual, asta nu este adevărat. Și atunci lucrurile au început să inverseze, ca și în geometria neuclidiană, să zicem așa. Ideea este, văd sistemul ajunge că sau are tendința spre echilibru sau nu are tendința de a merge spre echilibru. Și atunci împart fizica în două categorii de fenomene. Cele care nu tind către echilibru și cele care tind către echilibru. În diverse situații. Și atunci e o teoremă ergodică, scuze. Așa,
nu o demonstrez ca și teorema paralelor. O verific dacă e valabilă pentru sistemul ăsta sau nu. Și atunci s-a deschis de acolo, încetul cu încetul s-a deschis un domeniu în care am început să înțelegem că lucrurile complicate care nu pot fi ușor ăsta, explicate fizic, fac parte dintr-o categorie de fenomene în care cea mai importantă caracteristică la lor este că evoluția lor nu mai poate să fie ușor descrisă de ecuații sau de către legi sau nu știu ce. Totdeauna apare câte o complicație, totdeauna apare aparent câte un caz particular care mă încurcă. Din ce vine complicația? Din ce vine? Din natura lucrurilor. Noi acum știm, cel puțin cât măsură știm noi acum, este că practic toate lucrurile sunt așa. Pentru că există, a fost un moment în fizică, a fost Poincaré, la începutul secolului XIX, sfârșitul 19, începutul 20, care a participat la o competiție din asta, care reușește să stabilească dacă sistemul solar este sau nu stabil, plătită de către regele Gustav al Suediei, parcă așa ceva. Regele Suediei, da. Așa, și care, cine reușește să demonstreze stabilitatea sistemului solar, capătă nu știu ce premiu. Premiul a fost câștigat de către Poincaré, nu din cauza că a arătat că este, ci a arătat că nu se poate spune că ajunge sau nu în echilibru. Adică a arătat că, de fapt, soluțiile ecuațiilor care îmi descriu mie tot ce se întâmplă în jur, dacă sunt mai mult de trei corpuri, nu există posibil să spun nimic. Asta de pot ce? Să aproximez. Ca să introducem puțină pedanterie în modelul pe care l-ai descris. Problema este a ecuațiilor prin care descriu atracția dintre două corpuri atunci când trec la problema a trei corpuri? Nu. Nu. Ecuațiile sunt în continuare în regulă. În regulă, sunt corecte. Din deci toate capacitatea de lor predictivă rămâne aceeași. Rămâne absolut sunt ecuații aceeași. Diferențiale, exact. Care au proprietatea că, din punct de vedere filozofic, sunt deterministe. Sunt deterministe. Adică ele prezic în mod univoc viitorul, pornind de la evoluția pe care aceste ecuații... Dacă sunt două obiecte. Dacă sunt două obiecte. Dacă sunt trei obiecte, ce se întâmplă? Se întâmplă o chestiune care încurcă lucrurile. Înseamnă că sistemul nu poate fi sistemul integrat? Sistemul nu poate fi integrat. Asta pe românește înseamnă că nu există o soluție analitică care să-mi spună mie ce se va întâmpla mâine, poimine, răspoimine cu sistemul ăsta. Bun. Asta înseamnă că pot să o rezolv prin metoda micilor perturbații. Exact. Și așa s-a și făcut și așa se face în continuare. Și meteorologie și peste tot, de unde tot se mai spune acum. Când spun metoda micilor perturbații, înseamnă că rezolv aproximativ. Exact. Cu o aproximație exact. Oricât de bună. Exact. Pot să fiu oricât de aproape de asta, dar nu pot să trag concluzii în legătură cu mâine. Pot să spun ce s-a întâmplat, pot să spun încă ce o să fie mâine, ce o să fie poimâine mai puțin probabil să fie corect, ce o să fie răspoimâine este și mai puțin și peste o lună nu mai pot să spun nimic. Asta pentru că pe măsură ce timpul trece, aproximația se mărește sau pentru că și sistemul este senzitiv față de datele de intrare? Și asta. Și asta. Și acest sistem senzitiv față de datele de intrare... Să definim puțin, că asta e o noțiune crucială De acord. Și trebuie să o definim. Asta am încercat eu să pun în manualul ăla de fizică. Dacă eu iau un obiect și-l arunc, el ajunge într-o anumită porțiune într-un anumit punct pe care de exemplu, pot... proiectilul. Exact, o problemă clasică exact, din secolul XVI, care absolut. Este traiectoria obuzului. Exact, exact. Și presupune că nu există frecare, nu există vânt, nu e nimica, nu e temperatură și el trebuie care să ajungă undeva. Care e traiectoria? Traiectoria. Și pot să aflu perfect traiectoria, Newton, Lagrange, Hamilton, toți ne-au spus. Acum, să presupunem că n-are exact aceeași viteză al doilea proiectil, n-are exact aceeași unghi de... Da? Unde va ajunge? Deci întrebarea este dacă am o mică variație a parametrilor inițiale, a condițiilor inițiale, cât de mare este variația finală? Asta, insist, nu e o problemă teoretică, e o problemă practică, pentru că niciodată condițiile nu sunt exact aceleași. Exact. Dar toată fizica merge pe ideea următoare, că dacă am mici variații aici, mici variații o să fie și în poziția finală. Și pentru acest exemplu așa și este. Așa și este...
În afară de cazurile contrare, mă rog. Nu e valabil pentru asta? Nu, este valabilă pentru că în aproximația în care discutăm cu bila și așa mai departe, este valabilă. Da. Dacă este vorba deci de un electron care să... Așa, deci ăsta este un sistem care nu este senzitiv față de datele de intrare. Exact. Totdeauna e așa. Dacă puțin mută acolo, nu o să fie mare lucru. Spun eu puțin acolo, nu o să fie nicio mare... Adică totdeauna mă gândesc că finalul, soluția o să fie apropiată dacă modificările sunt. Până în momentul în care n-a apărut Poincaré. Și Poincaré a fost urmat de un lucru care eu aș zice că vreau să-l spun important. Cineva a spus că soluțiile aproximative nu pot să spună nimic despre stabilitate. Adică ce se va întâmpla în viitor, dacă va fi la fel sau nu. Și a fost Pirou Haret în lucrarea lui de doctorat. De la sfârșitul secolului XIX, lucrare dedicată stabilității sistemului solar. Exact. Și care a arătat că, soluțiile aproximative nu sunt capabile să spună nimic despre stabilitate. Deci, cu alte cuvinte... Un doctorat pe care l-a luat la Sorbona. Exact, da. Exact. Printre primii. Printre primii, da. Au fost trei matematicieni români care au luat doctorat, toți trei în problemă de mecanică cerească. Exact. Bine, era în vogă. Era clar că era un fel de culminare posibilă a mecanicii newtoniene care... Acum chiar puteai să faci ceva cu ea, adică puteai să privezi ceva. Deci asta, asta este un lucru extraordinar. Faptul că nu există o funcție care să descrie ce se va întâmpla, deci introduc datele inițiale într-o relație, scriu timpul peste 3 ani și ecuațiile îmi spun mie ce se va întâmpla peste 3 ani. Unde va fi sistemul, unde va fi ăla, dacă va fi cald, rece, dacă va fi, știu eu, va cădea obuzul mai departe sau mai puțin departe, pleacă înspre lună sau înspre exteriorul sistemului solar un obiect, în principiu ar trebui ca să pot să spun unde este. Da. E, pentru că din punct de vedere matematic, ecuațiile prin care eu descriu aceste fenomene sunt predictive. Adică ele sunt ecuații corecte. Diferențiale care au proprietatea că sunt deterministe. Sunt deterministe total. Da. Sunt deterministe total. Imposibil. Deci mă aștept să pot prezice totul. Exact. Cu precizie oricât de bună. Exact. Și matematica a arătat că într-o astfel de situație cu trei sau mai multe obiecte nu are o soluție analitică problema. Deci nu pot să spun nimic despre el. Analitic. Aproximativ pot. Dar analitic nu. Să nu uităm că, de fapt, toată mecanica asta este legată de câteva noțiuni, de derivată, de accelerație, adică de viteză, de accelerație. Viteza este o derivată, o valoare foarte mică, o valoare foarte mică, accelerația e la fel. O funcție neanalitică este aceea care nu are aceste valori continue. Ori, în momentul în care lucrez aproximativ, eu nu pot să garantez continuitatea acesteia. Și experimentele concrete, plus acum și simulările pe calculator și mai departe, arată foarte bine că, de exemplu, dacă am două corpuri, ăsta și ăsta, și vine al treilea corp și se mișcă pe aici, el poate să fie captat de ăsta, merge așa în jurul ăsta și la un moment dat te aștepți că următoarea să vină acolo și următoarea el începe să fugă în jurul ăsta la altă. Deci asta... Nu din motive de aproximație de calcul, nu din motive de calcul, ci pentru faptul că oricât de mică ar fi abaterea de la poziția aceea ideală, ea deja poate să-și spună cuvântul. Apare o bifurcație, în evoluția sistemului. Exact. Deci, cu alte cuvinte, atunci noi când spuneam că dacă o valoare mică, o variație mică duce la mici variații, presupuneam că aia, dacă o fac cu cât mai mic, cu atât e mai bine. E, aici... Ceea ce îmi spune mie acum această teorie, că oricât de mică ar fi această abatere, ea devine cândva, peste un timp, esențială. Da. Și asta se numește sensibilitate la condiții inițiale. Nu pentru faptul că greșesc eu sau nu am exact, ci pentru că, efectiv, e un fel de cumulare, să zicem așa. O imagine, cred că plastică, ar fi asta. Dacă lumea noastră ar fi plată cum e masa asta, atunci evoluția unei bile care este împinsă de-a lungul mesei e foarte probabil că va urma aceeași traiectorie dacă eu reușesc să fiu foarte reproductibil în impulsul pe care îl dau. Ea va merge după aceeași traiectorie. Corect. Dar dacă această masă ar avea forma coarnelor unui bou, deci să ne imaginăm că lumea noastră este hiperbol. Exact ca niște coarne de bou. Da. Și
cumva, bila tot ar adera la asta. Da, da. E bine, dacă îi dau un bobârnac, chiar dacă eu îl fac foarte reproductibil, forma acestor coarne de bou fac ca atunci când ajunge în dreptul cornului să o ia impredictibil. Da. Sau așa, sau așa, sau așa, sau așa, sau așa, sau așa, și obțin o mulțime de traiectorii pentru un același impuls. Exact. Este una care este mai aproape, mai puțin aproape de bou, este o masă de biliard. O masă de biliard în care forma poate să fie dreptunghiulară sau ovală sau să aibă, de exemplu, un obiect în centru și dai drumul unei bile. Și poți să verifici experimental că chiar dacă frecarea o poți să elimina, el merge, la un moment dat există un punct de la care cele două traiectorii, cu foarte puțin și foarte puțin modificată, încep să diveargă. Și este foarte, foarte aproape ușor de verificat lucrul ăsta. Dar adevărata problemă este asta, oricât de mic ar fi, acest oricât de mic spulberă speranța că poți să faci două mișcări reproductibile. Deci, în esență, complexitatea se referă la impredictibilitatea pe termen lung. Pe termen lung. Și tot în teoria aceasta se definește un anumit interval de timp în care poți să fiu predictibil. Deci este o lungime de coerență, cum e în optică. Da? Uh-huh. Deci există o lungime de coerență, un anumit interval de timp, un anumit interval spațial în care pot cu bune rezultate să spun ce se va întâmpla. Ca să pot să știu ce se va întâmpla după aceea, eu trebuie să mă duc să iau datele de la acea poziție și să refac calculele și atunci iarăși pot să spun. Așa fac meteorologi. Da. Meteorologia este un exemplu tipic de imposibilitate de predictibilitate pe termen lung. Mișcarea în sistemul solar e la fel. Mișcarea, în momentul de față, există un grup foarte mare de oameni care spun că fizica statistică clasică, care a făcut-o cu Ciobanu, așa, nu este statistica aceea a, cum să spun eu, a haosului molecular. Ci haosul molecular este, și toată statistica este rezultatul acestei impredictibilități. Pentru că tot ceea ce se întâmplă într-un gaz, de fapt, este un biliard din ăsta în care se ciocnesc fiecare. Și de ajuns ca să existe o foarte mică, că acest lucru începe să... Și atunci există o bază teoretică pentru ce există haosul molecular. Dar o să revin la gândul ăsta, da, pentru că am o obiecție de formulat. Dar aș vrea să ne referim la acel timp de coerență, cum da, ai numit. Înseamnă că predictibilitatea este ceva care are sens să vorbim pentru un sistem dat numai în interiorul acestei durate, uh-huh, de stabilitate, uh-huh, de coerență, uh-huh, care se poate calcula pentru un sistem? Da, se poate. Pentru sistemul solar cât este? Am citit undeva că este 200 de milioane de ani. Ce? E plauzibil? E plauzibil. Se pare foarte puțin. Da, e foarte puțin. Păi de-aia lumea de fapt, începe sistemul să se sperie solar nu e stabil. Că din norul lui Oort o să vină câte un din ăsta care vine sau din centura de asteroizi s-ar putea să vină către noi un obiect care să ne lovească și să spună la revedere. A stat destul. Dacă informația pe care o am e corectă și acest timp de coerență este de doar 200 de milioane, da, de ani, de fapt, suntem în găleată. Asta e marea sperietură actualmente. Adică dar această cifră de 200 de milioane este tot așa de aproximativă ca și multe alte lucruri aproximative. Asta era, deci, o altă întrebare. Putem calcula cu precizie? Nu se poate calcula. Acest timp de coerență? Nu. Se poate aproximativ. Deci, cum să spun eu, toată fizica asta, din păcate, a complexității, a sistemelor dinamice neliniare, în care există un răspuns al sistemului care nu este o sumă matematică de inputuri, de intrări, ca și un grup de copii care fiecare este foarte cuminte, dar când formează împreună un ăsta, poate să transforme în un gang care nu e deloc cuminte, un efect neliniar. Tot așa și aici, efectul ăsta neliniar este cel care ne face probleme. Și dacă de la Newton încoace noi am fost convinși că trăim într-o lume care este mai devreme sau mai târziu predictibilă, am ajuns la concluzia că acesta este un ideal care nu se poate. Și că realitatea este impredictibilă.
Și este o, există și o teorie întreagă care se poate face pe chestia asta și există și un curent, curente filozofice și mai departe. De exemplu, e cartea lui Patrick Supes, Metafizică probabilistă, care este foarte frumoasă. Și care e tradusă în românește. Exact, e tradusă în românește și care e foarte frumoasă din punctul ăsta de vedere. Adică îți scoate în evidență că, de fapt, iluzia unei univers sau unei vieți sau unei structuri previzibile este o iluzie. Pot să aduc și o obiecție? Da, sigur că și în consecință, în momentul de față, suntem, am putea să trecem către un iraționalism din ăla. Dar ca orice limită, trebuie să înțelegem că există intervale în care putem să spunem că e corect ceea ce facem. Așa. Obiecția mea se formulează în felul următor. Avem un gaz în care încălzit la o anumită temperatură, ceea ce determină o anumită stare de agitație pentru constituenții lui. Și întrebarea este năucitoare. Sunt cel puțin 10 la 26 particule în acel gaz. Corect. Deci este ceva năucitor. Eu nu pot să scriu ecuația de mișcare pentru fiecare particulă în parte, pentru că nu am timp să integrez 10 la 26 nici să le scriu. Ecuații. Bun. Și atunci există o idee genială, care este ideea statisticienilor. Aceea că pot, în mod global, să caracterizez mișcarea nu a fiecărei particule în parte, a ansamblului, pentru care găsesc niște mărimi, care sunt niște mărimi macroscopice, niște mărimi de stare, pe care pot să le pun cu ingeniozitatea statisticienilor în legătură cu mișcările particulelor, cum? Ca medii statistice pe constituenți. Corect. Și atunci ajung la niște mărimi care sunt temperatura sau niște mărimi sofisticate care se cheamă potențiale termodinamice, mărimi foarte interesante, care pot intra în ecuații prin care eu descriu comportamentul global al acestor constituenți. Ca atare am o soluție de cunoaștere. Corect. Pentru mecanica cuantică, problemele stau așa. Eu nu pot să determin cu precizie traiectoria unei presupuse particule cuantice, Corect. Cuantice, că nu știu dacă e particulă sau e undă, e amândouă la o altă. Nu e niciuna nici alta. E ceva. E un alt animal. E un alt animal. În mecanică se folosește uneori cuvântul, termenul de microparticulă, care nu înseamnă particulă mică, ci înseamnă altceva. Nici particulă, nici undă, da? Scuză-mă. Da, așa. Da, clar. Și deci nu mai pot să tratez mișcările în felul clasic, adică cu impuls, ceea ce înseamnă că definez viteza, sau cu poziție. Dar pot să fac totuși ceva. Se definește o funcție, care este funcția de undă, a cărei proprietate remarcabilă este că pătratul ei este proporțională cu probabilitatea pentru particulă de a se afla într-un volum dat. În momentul în care am definit această undă, ea intră într-o ecuație deterministă, ceea ce înseamnă că determinismul nu se mai aplică comportamentului individual, ci probabilităților. Dar probabilitățile sunt certe. Adică eu cu certitudine știu că dacă fac o măsurătoare, pot obține cu diferite ponderi anumite mărimi. Aproximativ. Adică nici aici nu funcționează certitudinea. Așa, spune-mi, cum nu funcționează? Nu funcționează certitudinea pentru că probabilitatea este o potențialitate. Nimeni nu te împiedică sau nimeni nu garantează, chiar dacă probabilitatea este foarte mare ca să câștigi la loto, ca mâine să câștigi la loto. Clar. Deci probabilitatea este o chestiune de ansamblu, care e valabil pentru ansamblu, dar nu pentru un obiect particular. Deci pentru indivizi, pentru parte din sistem, acea probabilitate nu spune nimic, absolut deloc. Eu am o imagine care îl mai dau studenților ca să înțeleagă ce înseamnă probabilitatea asta. Există, de exemplu, la meciurile de tenis, există la un moment dat, uneori, se dă terenul și locurile de impact ale mingii la serviciu, de exemplu. Și atunci îți dai seama cum se distribuie în decursul unui meci poziția mingilor la sosire. Pozițiile de impact. Exact. Și poți să definești o densitate de probabilitate ca mingea următoare să vină tot acolo. Și
să pot caracteriza diversi parteneri în joc prin această distribuție și vei vedea că ăla are tendința aia, ăla are tendința acutare și asta este funcția de undă. Această colecție de distribuții de probabilitate pe care o am acolo. Dar nimeni nu garantează că următoarea minge va intra tot așa. Dar ceea ce pot să spun cu precizie este următorul lucru. Că dacă în poziția aia, probabilitatea este aia. Sigur că da. Iar în poziția aia este alta. Corect. Iar acest lucru e cert. Da. Da. E cert. E cert. Am și eu niște mici la această certitudine, pentru că toate aceste lucruri merg, de exemplu, presupunând o anumită rezolvare a ecuației Schrödinger sau asta, în care se dă un potențial, da? Se dă o distribuție de potențial, așa variază potențialul. Potențialul, la rândul lui, nu e, aia înseamnă energie și poziție în fiecare punct. Da. Și nu e corect. Dar aia este o imagine medie care se întâmplă acolo. Mai este încă ceva. Să presupunem că, deci, se poate face această chestie, obținerea unor valori medii, este o treabă foarte bună și așa mai departe. Deci asta era obiecția mea, mi-am uitat-o puțin. Obiecția mea era că eu pot să repliez cunoașterea în așa fel încât până la urmă să obțin ceva cert. Și întrebarea mea era dacă nu cumva complexitatea e ceva care nu poate fi redus la asta. Nu poate, dar nici celelalte nu pot fi reduse. Adică, de fapt, este mult mai generală decât avem impresia. De-aia există deja cărți care spune că totul este, în fond, până la urmă, complexitate dinamică, neliniară, vrând nevrând. Scoate la iveală cașcavalul și condumă. Așa. De exemplu, în momentul în care determin valorile medii ale gazului din asta, înseamnă că eu am redus toate caracteristicile sistemului ăla la un număr mic, 3-4. Deci înseamnă că au rămas încă câteva miliarde de caracteristici care nu le știu. Dar sunt importante? Deci, dar de unde să pentru știu scopurile eu? Mele? Bun. Asta este o chestiune deja de scopuri, de business și așa mai departe. Fără discuție că noi mergem totdeauna într-o aproximație succesivă care poate fi mai bună, mai bună. Dar dacă eu spun că vreau să caracterizez sistemul ăla, înseamnă în fond a ști cât mai multe despre el. Da. Ori în momentul de față cu teoria complexității pot să-mi spun aproximativ care este numărul maxim de parametri sau mărimi care pot să le spun ceva despre ele. Am un sistem care are 58 de grade de libertate, dintre care 15 pot să le determin, restul nu le pot determina. Adică pot construi, pune valori medii, adică pot construi cum se construiește temperatura, entropia, funcțiile potențiale. Sunt niște mărimi construite matematico-fizic care au niște proprietăți și din care eu pot să trag niște concluzii de ansamblu a sistemului. Nu pot să capăt niciodată toată cunoașterea. E clar. Deci, dar pot cunoaște... Cunosc cam tot ce îmi trebuie în momentul de față, dar mâine s-ar putea să am nevoie de ceva în plus. Și iarăși voi căuta și voi vedea, dar există o limită. Adică acest lucru supără în fond, nu partea practică. Partea practică este perfectă. Putem spune cu foarte mare precizie și cuantică și asta, avem ceasuri cuantice, avem sateliți care ajung peste tot. Deci suntem capabili să facem practic orice. Principialul supără. Deci ce a schimbat apariția științelor complexității? N-a făcut imprecisă știința pe care am construit-o până acum. Nu. Ea funcționează foarte bine. Cu Newton? Exact. Doar cu Newton pot să duc oameni pe lună fără să-i omor și aduc înapoi sănătoși. Și cu Schrödinger și asta pot să construiesc toate dispozitivele electronice, calculatoare și tot felul și de lucruri. Și merg foarte bine. Exact, exact. Deci nu asta este, ci problema, hai să zicem așa, filozofică a cunoașterii finale, ultime. În continuu, natura ne pune în față și stai, nu, nici chiar așa, chiar totul dintr-o dată. Ei, și atunci tu îți pui problema, bun, foarte bine, nu dintr-o dată, dar asimptotic voi cunoaște tot mai bine. Ei, și natura mi-arată mie cu ocazia aceasta că nici asimptotic nu o să cunosc tot. Deci științele, punctul de vedere al complexității este un fel de rafinament? Da, e un rafinament și o schimbare de paradigmă. În a nu mai crede într-un determinism feroce. Asta înseamnă că eu am, probabil, cândva, când m-am născut, au fost niște zâne care mi-au dat niște proprietăți și cu care destinul meu a mers înainte. Eu știu acum că destinul ăsta este aproximativ și pot să mi-l aranjez. Adică pot să
jonglez, nu în sensul că să fentez, ci am libertatea spirituală de a-mi căuta drumul meu, chiar dacă eu știu că am niște dificultăți. Deci îți dă un, grad de încredere. După aceea, acea sensibilitate la condiții inițiale îți dă încredere că chiar dacă ești un om singur, Horia, care să-ți bate, să facă ceva, chiar poate să facă. Eu am ca exemplu ceva, Lampă Bălcescu. Un grup mic de oameni au făcut ceva extraordinar. Deci nu e nevoie ca să fie o milion de oameni care să determine ceva. Toată problema este că nu știu exact când anume acest lucru se va întâmpla. Dar asta înseamnă, pe de-o parte, optimism pentru mine, că pot să fac lucrul ăsta și pot să am idei și pot să merg și pot să mă zbat pentru ele, pentru că s-ar putea întâmpla ca să fie, dar nu este sigur că pot să obțin și în timpul vieții mele rezultatele acelui lucru. Ai făcut aluzie la articolul din 73 al lui Lawrence, care se cheamă Impredictibilitate. Poate oare bătaia din aripi a unui fluture din Brazilia să creeze o tornadă în Texas? Da. Este un exemplu care este un fel de extrapolare a acestei sensibilități la condiții inițiale. Undeva bate din aripi, acea bătaie din aripi să modifică ceva, devine tot mai puțin, dar impredictibilitatea aceasta este legată de oricât de mic ar fi. Oricât de mic, acest oricât de mic este tot atât de greu de înțeles ca și infinitul. Oricât de mic înseamnă oricât de mic. Adică oricât de micul poate crea un efect exact, major. Exact. Asta este abaterea... Asta e vestea bună sau vestea proastă? Asta e vestea bună. Asta e vestea... Adică nu mai ești așa cum mecanica după Lagrange, Hamilton și așa mai departe. Gata, acum am rezolvat tot. N-avem decât să scriem ecuațiile pentru tot și putem afla tot. Știi ce nu înțeleg, Mircea? Da. E vorba de o nouă clasă de fenomene sau este vorba de fenomenele pe care noi deja le știam, exact, dar care analizate cu finețea științelor complexității, exact, arată că de fapt stabilitatea soluțiilor pe care eu le obțin sunt doar într-o plajă de valoare care este acest timp de coerență. Exact. Asta e. Exact. Așa cum eu nu pot să spun dinainte dacă un sistem este ergodic sau nu, dar întâi verific că este ergodic și dacă este, atunci merg pe direcția asta. Dacă trebuie să explici ce este ergodic, un sistem ergodic? Da, înseamnă că, în principiu, un sistem poate să aibă tot felul de stări. De bucurie, de asta, supărare și așa mai departe. Un sistem este ergodic dacă este capabil, într-un timp suficient de lung, să meargă prin toate stările posibile. Dacă însă există niște zone, de exemplu, optimismul ăla crunt, în care sau pesimismul ăla crunt, în care niciodată nu poți să-l faci optimist pe om, înseamnă că ăla nu e ergodic, pentru că are zone din stări pe care nu le poate atinge. Deci un sistem neergodic este un sistem în care anumite stări nu pot fi atinse niciodată. Ceea ce înseamnă că eu nu pot discuta despre faptul că o să fie aleator, că o să fie la întâmplare, că sunt egal probabile și așa mai departe. Da. Nu sunt egal probabil. Egal probabil presupune deci această chestiune. Orice stare a sistemului poate fi atinsă în decursul vieții sistemului respectiv. Deci asta este, pe de-o parte, dificultatea, dărâmă un mit acestuia și eu îl văd în viața de toate zilele. Noi suntem ultra-raționali în momentul de față și eu îmi dau seama că, de fapt, noi cerem de la răspunsuri și la întrebări la care n-ar trebui ca să cerem răspunsul, că n-avem de unde să căpătăm răspunsuri. Adică omul ar trebui să fie mai liber, ar trebui să se simte capabil să viseze, să gândească la niște aiureli. Uite, eu vreau să fac tare lucru, dinamică neliniară. M-am apucat în 1990, după Revoluție, mi-a dat ca să fac astrofizică. Da? Nu era la facultatea astrofizică. Am zis, dacă vrei tu neapărat. Ei, acum, în momentul de față, am 30 și ceva de oameni doctori în astrofizică peste tot în lume, făcuți acolo, la noi. La fel e cu cei cu fractal și sisteme dinamice, care am introdus-o ca un curs. Tu ai introdus prin 1907, cursul ăsta. Deci ai introdus și cursul de astrofizică. Da. Știam exact că ai introdus cursul de fractal. Da, și cursul de astrofizică și direcția respectivă, dar lucrurile sunt acum de așa manieră încât e greu de susținut. Adică pentru orice sistem care se auto-întrețină are nevoie de o masă critică. Și masa asta critică lipsește la foarte multe lucruri. De aceea, eu am văzut masa critică, uite-te la Țiriac și Năstase.
n-au fost susținuți de o masă critică. Au dispărut tenisul românesc, da? A fost susținută gimnastica românească o anumită perioadă cu o masă critică. Masa critică a dispărut și așa mai departe. Nu e numai la noi. Uite-i pe ABBA. Eu am avut un extraordinar pentru ABBA. Îți place ABBA? Da, îmi place. Și mie, foarte mult. Foarte mult. A. Deci în momentul în care s-au desfăcut, au dispărut. Deci marea calitate a unei societăți este să reușească să creeze condiții pentru grupurile acestea care pot face ceva, să fie ajutat să facă ceva. Ceea ce mie mi se pare în momentul de față este că nu există această forță, să zicem așa, colectivă, generală, care să ajute acele grupuri. Sunt o mulțime de oameni care vor să vină să facă ceva și sunt descurajați de la plecare. Și îmi dau seama că s-ar putea întâmpla ca să fie un sacrificiu mult prea mare pentru acele persoane, pentru că își termină viața nereușind să facă în timpul vieții nimica. Și aici este, cred că este foarte important ca să am încredere că dacă mă apuc de un lucru, chiar se va putea obține. Chiar dacă undeva planează faptul că s-ar putea întâmpla să nu se întâmple, s-ar putea întâmpla ca să mă împiedice. Știi tu, Sfântul Petru a fost trimis de către Dumnezeu pe pământ să vadă ce se mai întâmplă pe vremea când oamenii știau viitorul. Și a văzut pe un țăran bătrân și așa mai departe, care să dea niște meri acolo și avea vreo 70-80 de ani. Și tot de ce mai faci? Păi să aibă și ăsta copiii mei ce mânca și așa mai departe. Iată un om care știa să construiască nu pentru el, ci pentru ceilalți. Și tot așa se întâlnește cu altul care își proptea un zid de la o casă pentru că zicea, domnule, nu merită să fac altceva pentru că zidul ăsta mâine, poimine cade, sigur, așa că ăsta. Și atunci concluzia generală, așa, ansamblu, când Sfântul Petru s-a dus înapoi, a spus, Doamne, ar fi bine ca oamenii să nu știe ce se întâmplă înainte, pentru că atunci nu mai fac nimica. Da. În timp ce te ascultam, dragă Mircea, m-am gândit că tu, de fapt, ești un exemplu că știința complexității are o limită. Pentru că, în mod predictibil, entuziasmul, capacitatea ta de a te minuna de lucruri este intactă de atâta timp. Am aici în față o carte care ți-a fost oferită, Astrofizica, sistemele dinamice și fractale, viitor și trecut, o conferință pentru a marca pensionarea formală a profesorului Mircea V. Rusu. Într-adevăr, pensionarea a fost formală, te găsesc în aceeași formă, contrazici științele complexității. În privința ta, orice variație de la intrare duce în același punct. Entuziasm permanent. Asta pentru că nu se văd pauzele de pesimism. Adică atunci când ești undeva acolo și vezi că faci și nu merge, după aia intri, cum îi spun eu, într-o groapă de potențial de melancolie. Așa. Dragul meu. Dar până la urmă ieși. Îți mulțumesc foarte, foarte mult. A fost o enormă plăcere să mă contaminez de la entuziasmul tău. Îmi pare foarte. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sper că le-am transmis și lor același entuziasm.